Dacă duceți mouse-ul spre direcția aia, s-ar putea să vi le afișeze. Da. Dacă mișcați mouse-ul, vi le afișează, da. Dacă nu, oricum ne vedem aici și v-am văzut la începutul emisiunii, că Marcel vă știu de data trecută de la emisiune și de la Blaj. Ne bucurăm să putem discuta aici. Dacă apăs aici, nu e? Nu apăs, nu. Pe eu nu urmă acum la camera dumneavoastră, numai dacă vă activați dumneavoastră de pe telefon, acolo vă arată camera, aveți microfon, cameră și încheierea emisiunii. Neandrei, mulțumesc frumos că am putut să prezentăm și subiectul acesta disciplinei. Și vreau să nu îl lăsăm doar la nivelul acesta, să mai avem ocazia să-l dezbatem. Să vedem acum cât de fierbinte rămâne el în atenția agricultorilor. Da, și câte vor fi pro și câte contra. Chestia de pro și contra aici e relativă. Cu cât noi îl ținem fierbinte și nu îl ucidem ca subiect, el poate rămâne în atenție. Sunt oameni care totuși îl privesc cu seriozitate. Sunt alții care îl dezagrează. Cum dezagrează și ideea de disciplină genetică. Da, le au ca o joacă, știi, ca o chestie care ori cu ea, ori fără ea, eu merg mai departe. Sau poate nu știu ce e aia genetica. Știți cum este în chestia asta cu pastoralul, e ca la un meci de fotbal. Deci dacă mergi, nu știu, tu joci un fotbal cu niște prieteni și unul dintre ei faultează, joacă foarte dur, încet cu încetul vor începe și alții să creadă că așa trebuie să joace, că dacă nu e pedepsit, trebuie să te adaptezi. Și din păcate, din cauza câtorva nesimțiți, care își permit cam orice când merg cu camioanele pe unde merg, se ajunge la o dezordine totală și sunt foarte mulți apicultori care, dincolo de chestiunea inițială, cum adică să nu mă duc eu la pădurea acutare, că nu mă lasă nu știu care să mă duc sau alte chestiuni genul ăsta, până la urmă cred că interesul general al apicultorului este să nu meargă la o pădure în care sunt de 10 ori mai multe familii decât ar putea să fie și alte chestiuni genul ăsta. Adică este și aici o problemă, la unele culturi se merge unde cunoști un agricultor și la ăla merg într-o 10, că la restul nu te îndrăznești să mergi că o trăvesc, chestiune genul ăsta, dar cel puțin la salcâm și la tei e o problemă serioasă și o problemă care este în ultimul timp este și că se plimbă bol într-o veselie. E la fel e și la muștar și la rapiță chiar, dar ideea asta cu cercurile apicole sau asociațiile locale, eu vă gândeam și asta să o spun, dar m-ați întrerupt cumva. Și astea sunt foarte importante, că astea alături de primărie pot să-și manifeste autoritatea și în organizarea pastoralului, dar și în acțiunile de prevenirea bolilor, de tratamente la familii de apicole. Educație. Și de educație. Și de educație neapărat. Și, da, exact. Deci nu sunt lucruri care să fie lipsite de importanță astea. Domnul Constantin, când am venit la Berindei, înainte de mi-a duce albinele, am invitat apicultorul care nu știam că trăiește din apicultură, pe el și soția lui, și l-am invitat la cabinetul soției și i-am cerut permisiunea să-mi aduc stupin acolo. Ceva mă, cum ne s-a ocupat doar de partea de multiplicare. Plecăm, ce și nu voi vinde în sat. Da. Și omul a șocat, cum, domnule, cer mie permisiunea, e terenul dumneavoastră, domnule, chiar dacă proprietarul, eu îți cer permisiunea că dumneata trăiești din treaba asta și dacă noi putem să fim eficienți și să facem o eficiență. Nu vezi că s-a apărit lungi treaba asta. Da? Și i-am spus, uite, dumneata, începul la 9 și câte cerți? Și 18 de kilogramă, eu sugerez să fac prețul la 25. A fost șocat omul. În următorii 2 ani am reușit să avem consens în tratamente, după aceea nu s-a mai putut. Înțelegeți ideea pe care o sugerez. Da, contează în asta. Plecăm duminică dimineața. Da. Am avut chestiunea asta, am avut-o cu cumva în spatele grădinii mele, începe grădina altcuiva care și el apicultor. Și aveam cam același număr de familie. Nu putem. Și arbitre din curte să le facem. De multe ori am încercat cu dânsul chestiunea asta, să încerc să o fac cu tratamente, să facem cât de cât tratamente în același timp. Mai este fratele meu la un kilometru distanță, cu el e ușor să mă înțeleg că îl facem în același timp. Cu el n-am reușit. Și toamna trecută, nu asta, acum un an de zile. Deci așa. A venit până la mine să mă întrebe el că a auzit că am sublimator, nu știu ce, și am
prima dată când m-a vizitat, am deschis câțiva stupe, am arătat ce și cum ești și spune, da, tu ai mult mai mult albină, nu știu cum, păi de ce faci? Păi uite că fac tratamente, dau cu acide oxale, fac nu știu ce. Ei, din momentul ăla am reușit să am consens cu el. I-am punctat sublimatorul, între timp s-a cumpărat el și el un sublimator. Adică chestiuni de genul acesta. Până atunci eram, na, vorbeam, dar nu, niciodată nu treceam de nivelul protocolar al discuției, chestiuni de genul ăsta. Bine, ăsta e un aspect. Mai sunt și altele care iarăși revin. Toată lumea aleargă după bani. Dacă o asociație cumpără o tonă de, să spunem, sirop, îi spun acum generic, și îl împarte la 12 membri sau 9 membri, cât se sunt comune sau în două comune, nu le-ar fi mai eficient decât să cumpere fiecare câte 5 litri sau cum poate 10 litri. Deci sistemul ăsta, exemplu de astea. Sistemul ăsta funcționează, am vorbit cu cineva din Miskolc, din Ungaria, mă rog, acolo unul care m-a frapat că într-un oraș mare de două ori, că Suceava, nu era niciun magazin apicol. Adică găseai miere peste tot, dar magazin pentru apicultură nu exista. Era la Niger Haza, trebuie să mă nu știu naiba. Dar aveau asociație, asociația făcea controlul tuturor membrilor, făcea desfacere comună, cu un fel de certificat de origine care se dea pe miere respectivă, etichetarea se făcea unitar la toți din asociația respectivă. Ce mi-a plăcut era chestiunea asta, că aveau, inclusiv guvernul maghiar le permise să ceva o reducere de taxe ceva la zahăr și își cumpărau zahăr centralizat cu camioanele. Camioanele cumpărau. La nivel de mii de membri cumpărau zahăr centralizat. Și cum își prelucrează ceara iarăși? Ce se întâmplă cu ceara, cu foițele de faguri artificiale, toate astea? Acum nu știu ce asociații aveau, dacă erau asociații mici, dacă era o asociație națională impusă de stat, nu știu exact chestia asta, dar foarte multe lucruri se făceau prin asociații. Domnul profesor Iordache, dacă doriți dumneavoastră să vă retrageți, știu că aveți programul să ajungeți la spitalul. Na, vorbiți mai tare, că nu vă aud. Spuneam, dacă dumneavoastră doriți să vă retrageți, știu că aveați programul să ajungeți la spitalul, lucrul acesta este posibil. Noi oricum, din prezența dumneavoastră... Vreau totuși să punctez ceva. Unul din colegii de ști a zis că e împotrivă să se deconteze medicamentele. Eu zic că nu e bine. Că poate dacă dăm medicamente aproape gratis, că plătesc numai TVA-ul, poate totuși își fac tratamentele. Că dacă nu le decontăm, sunt foarte mulți, știți și dumneavoastră, din teritoriul care nu fac tratamentele sau le fac după ureche cu fel de fel de substanțe, că te miri cum de mai trăiesc albinele alea, dar multe nici nu mai trăiesc. Știți să... Eu vă mulțumesc. Da, problema mea este că am ajuns să cumpărăm acid oxalic, am băgat la pliculeți în Italia, să plătim o groază de bani pentru o linguriță de acid oxalic și un anti-aglomerant pus acolo. Luăm acid oxalic dizolvat într-o apă cu caramel și plătim pe jumătate de litru, un milion și nu știu cât și alte chestiuni de genul ăsta și acolo se duc foarte mulți bani. Dacă vrem să facem bine albinelor din perspectiva asta tratamentului, mai bine am cheltuit banii ăsta ca să educăm pe bune. Am înțeles. De asta, din perspectiva asta spuneam. Da. Da, eu spun din perspectiva mea că am constatat că foarte mulți nu fac tratament dacă nu li se dau medicamentele sau fac un fel de fel de substanțe care numai pentru albine nu-s bune. La asta m-am referit. În orice caz, aveți și dumneavoastră dreptate și zic că și eu am dreptate. Corect. Eu vă mulțumesc de prezență. Da, mulțumesc frumos, eu mă retrag. Sănătate. 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 De mai fi și cu altă ocazie. Da, să dea. Multă sănătate, spor la treabă și eu mâine vin spre Oltenia, așa că... Vă înțeleg cum trebuie să... Noi mâine deja am terminat turtele cu polen și miere. E o atenție, de câțiva ani noi nu mai băgăm la albine altceva decât hrană cu miere, că miere ne dau, sau cu polen, că polen luăm de la ele. Da. Albina, dacă îi pui și rumegușilea și... Dar nu se știe ce se întâmplă în intestinele ei. Sănătate multă și vă doresc să ieșiți cu cât mai multe familii, nu culeți. Sănătate, mulțumim. Ne Andrei, toți au picat netul și eu am avut probleme de net aici, că unde sunt, la un moment dat mi se bloca și nu mai puteam face nimic.
Da, da, așa, mi se blocate, iară de drumul. Acum sper să, până se termină, să stea liniște. Da. Eu cred că a fost o seară un buchet echilibrat. Eu așa cred, din perspectiva mea. Acum nu știu cum văd din dumneavoastră. Păi n-am vorbit nimic de produse. N-am vorbit de produse, da. Eu îmi doream să atingi și la produse, dar ne-am focalizat mai mult pe partea de aspecte de organizare și legislație. Eu, ca și deziderat, domnule Andrei, am așa în mintea mea și în discuțiile cu colegii să vorbim despre promovarea cuvântului de cursul tău, despre pregătirea profesională. Da? Astea sunt lucruri care noi le-am spus foarte importante în ceea ce privește agricultura. Și de înțelegerea bine așa cum este ea, că povesteam cu colegi privat sau mai așa pe Hank, ideea aceasta că a fost sunat de un om m-a luat pe internet, că vrea să cumpere spațiu și de familie să-i recomand. Și el habar nu are cu ce să mănâncă agricultura sau cât de are care era bine. Spune-mi omul, mai încet iau, începe cu 50, hai să învățăm ceva despre bine. Nu, că el așa vrea el, vrea el. Și îmi dau seama că tendința de a apărea asemenea profesioniști este foarte frecventă. Este foarte frecventă. Fără pregătire profesională, subiectul ăsta intră în derizare. Pe urmă ne trezim că devin foarte mulți pe chat și ne jură că noi ce tâmpenii vorbim de trânduri, de albine, de viața albine, că lasă că știu să facă treaba. Nu, știi ce se întâmplă? Acum am văzut o tendință, inclusiv în apicultură, dar în general și în zootehnie, deci așa, te duci și iei pliculețul ăla de semințe, faci exact cum scrie pe pliculețul ăla de semințe, la adâncimea tot solul exact, și ești cel mai mare agronom. Deci nu este nevoie ca tu să fii să absolvit un institut sau ceva. Este suficient ca cel care îți livrează semințele alea să-ți dea minimul necesar acolo, faci cu pozele alea frumoase și desene așa, faci exact. Ei, mulți cred că și în zootehnie, deci cu animale care se mișcă, zboară, respiră, se poate lucra la fel. Și unii s-au înșelat, alții vor chiar să verifice, să vadă dacă e adevărat sau nu. Aici e cam greu să-i lămurești că trebuie să aibă și un minim de cunoștințe. Da. Pentru că am văzut, adică este foarte ușor, vin numai după întrebările pe care mi le pun, îmi dau seama că omului îi trebuie vreo două chei, că nu înțelesese el ceva acolo din prospectul ăla și gata, el de, pentru că asta vrea să facă. Ce să-i fac? Să-i spun să nu facă, lasă să facă. Mai nu o să uite pe internet, pe YouTube sau așa, văd ce a făcut nu știu care, bag, fac și eu, ăla a dat nu știu ce, ăla au, când văd chestia asta cu rame scoase, fotografiate, pozate, căutate, acum, ei stupid, a restrâns, îi zăpadă afară, nu a făcut zbor de curățenie și tu le dai turtă proteică, ca așa am văzut la nu știu care. Adică a fost într-un an la Galați în 1985, dar știți ce vă spun pe românești? Trei zile ne-am pișat din ușa cabanei, dacă nu puteai să faci 2 metri mai departe, e atât de tare ploua. Deci de extras am extras cam 5-6 kg de miere pe familia de albini. Pe locul unde am fost eu și cei de acolo. Mă întâlnesc cu alții. Dom'le, care e treaba? Păi da, cine ai fost la Galați? 5-6 kg, asta au fost, ce să-i faci? Mă duc la stupină la crescătoria din măști la Poieni, la domnul doctor Ienciu Fiță, Râna Ușoară, să mai văd ce mai face, ce-a făcut la Galați, care-i treaba, să-l ajut acolo, că Lia nu era, băieții care mi-erau angajați pe acolo erau plecați, să livreze niște măci. Erau doi tipi acolo. Ce ați făcut, domnul doctor? Am 35 de kilograme de mere de salcâm la Galați, tot așa, și domnul Dob, și domnul Dob, toți au făcut, domne, și aia, dar cum? Dar eu zic, domnule, unde dracu ați făcut? Că zic, eu n-am făcut decât 5-6 kg acolo media, cine aibă că o plouat atâta la voi, cum o fost, știi? Bă, dacă spun eu că se poate, se poate, știi? Bun. Ei, da, și aia de acolo, ochi și urechi, normal, pe doctorul Enciu, nu știți să-l asculte pe un copil de 25-26 de ani cât avem, atunci 22, nu avem nici 25. Ignatov, așa, zice, bă, ce vrea ăsta? Da, și deci se poate, da, se poate. Și îmi spune, că Andrei, hai un pic la deal să mă ajuți, hai. Mă duc, rămân aia doi acolo între nuclee, mă duc acolo, toarnă dintr-o sticlă de coniac un păhăruț și ia și ia și tu o gură. Hai noroc. Bă, zi-li mă că ai făcut mă 30 de kg, să duc și în pastoral să vadă cum e, bă, să nu mai creadă, bă, tată, că știi așa tot ce zboară să mănâncă.
Am înțeles, gata, domnule, am făcut și o 35 de kg. Da. Deci asta e treaba. Mulți chiar trebuie să-i ajuți câteodată, știi, bă, nu-ți lua, nu, lasă, tată, ia-ți că tot ce zboară, știi cum. Vezi cum zboară banii, ții albirii, porumbei. Mă bucur că nu mai sunt apicultor. Că era foarte stresant pentru mine. Nu, domnule, te bucur că nu mai stup, nu cunoști apicultor. Dar lasă să zic așa cum zic alții, că eu citez. Așa, da. Că era foarte complicat și dureros pentru mintea mea să mă duc cu pungile de apă și să-mi adăp albinele. Da, domnule, așa-i. Asol. Da. Ce să-i faci? Eu, de exemplu, că li plăcea să așeze pe mine, îmi luam din astea haine, așa, știi, cu mult puf piele, știi, așa, păroase, nea, cum erau alea, știi, și apar și mă stropeam, știi, și nu mai căram apă în pungi. Stăteam acolo până mă uscau ele, acum, na, fiecare cu metoda lui. Ai dus, nu mai faci live-uri faine, că ești obositor. Da, bă, sucea cu tipul așa rană, crezând că ideea de rating da, este motivația că fac live-uri sau asta. Eu m-am bucurat totuși, chiar dacă am fost cumva destul de pestriți ca și viziune și abordări, să fim destul de bine, ordonat și disciplinat și să putem discuți civilizată. Asta contează cel mai mult. Și știi care e chestia? Cel care ascultă sau ce, să plece cu o informație, că așa când nu pleacă cu nicio informație și aude numai o debandadă sau nu se ajunge la să-i explica ceva, rămâne cu o chestie, știi, că am zăpăcit în cap, mi-e milă de ei săraci, da? Când apare tot, că și eu am mai participat la niște chestii astea care nu-mi fac cinste cu certuri școale, așa, dar îi se mai întâmplă. Când e mai molcomă treaba și civilizată, iese mai... Adică acceptă, domnule, părerea lui ăla e părerea lui ăla sau, de exemplu, propunerea lui ăla e propunerea lui ăla și gata, știi? Dar chestia este că sunt câteva persoane care încearcă să monopolizeze eșichierul ăsta apicol, am observat în ultimul timp așa, domnule, pe informații neverificabile, din punctul lui de vedere neînțelese, dar puse atât de frumos cap la cap, făcute niște speech-uri de genul ăsta, unde trebuie să fii un foarte bun cunoscător al albinii ca să-ți dai seama că există, adică să văd locurile unde au pus cociu, știi, și o lipit idei de una de alta, așa, știi? Că de fapt nu e un film din ăla, știi, o rolă să meargă continuu, ci e bucățelită, știi, așa. E destul de periculos, pentru că se încearcă, cum am zis eu, de Dumnezeu și poate o să fie din nou așa, știi? Se încearcă din nou să se renască dorința asta de a cumpăra stup și de a face apicultură. Pentru că eu, cum am mai zis, în târguri am observat de multe ori chestia asta. Dom'le, miliardele nu le fac cei care vând mieri de albine. Nu. Cei care vând utilaje și iluzii. Aia fac banii. Aia care vin cu șurculița minunii, care vin cu apțipildul minunii, care... Știi cum era una odată în piață, eram tinerei așa cu fratele Mike, era în piață la Codăiești cu un coș din ăla de rechită. Dom'le, vă spun eu, știți, atâta e, 120 de lei, dar cum l-ai băgat în apă să o umplu de pești, dom'le, spun eu. Și fratele Mike mi-a întrebat, bine, dar dacă îl bag în fântână? Adică, ne, e dragul. Cum? Corect, normal. Aia care vindeau sapi, sculici, bote, salopete. Așa și aici, în apicultură. Aici se fac banii. Păi, până acum au fost am dat valul cu Buckfast. Da. Din toamna trecută, așa, un grupuleț de oameni explică ce minunată e carnica. Dar nu orice carnica. Carnica aia lor adusă de nu știu unde, nu știu care. Ei bine, problema este că îi văzi pe toți ăștia că fac coadă să ia albina minune.
Băi, domnul meu, eram acum cât? În 2013 sau 2014, da? Mi se pare că 2014 la târgul de la Iași eram Tudor Vladimirescu acolo. Și mă duc la Florentin Stavarache, la Drar, zice, ai fost și ai văzut așa prin târg ce minuni pe acolo? Hai că mă duc să văd. Și îmi face semn în ce direcție să o iau. Ajung la o tonetă, avea la psipilduri din alea așa cu elastic, așa, care le iei de la Peco, dacă tot îți mai dai și unul cadou, care miroase a brada, corpșunică sau a ce dracu și la gheța că la oglindă, știi? Să-ți mai miroase prin mașină. Și avea chestii din alea așa, știi? Și scria acolo, ci că, nu știu, din astea, de feromon, de matcă, de cutare, în fine, așa, care i-au mărit producția cu nu știu cât la sută, nu mai știu exact, dar ce m-a șocat pe mine a fost acolo, cu 279% cantitatea de puiet pe timp de, pe toamnă, da? Pentru pregătirea pe iarnă. Și eu mă duc acolo și spun lui ăla, băiatul, era un băiat fâșneț, că era vânzător, nu avea el treabă, nu era el implicat 100% în afacere respectivă. Era doar vânzătorul. Și zic, domnule, dar 279 n-ar fi un 270, 260 sau 280. Ei, domnule, dacă e calculat de specialiști acolo, da, zic foarte bine. Domnule, acum la ironia asta, nu el ar fi trebuit să supere, de el a fost băiat finus, știi? Domnule, era o coadă acolo de vreo 30 de stupari vestiți, așa, cu 1-4-1 în brață, cred că majoritatea. Domnule, ce m-a distrat privirea ălora. Adică tu ce vrei, domnule, care noi știm ce să ne încurci tu pe aici să nu cumpărăm? Dispai de acolo. Deci în loc să se supere că îi stric marafetul ăla care vindea, știi? Din contra au fost un grubet. S-au supărat ăștia, domnule. Ia-ți viteză cât îi strângi în digât. Adică n-apucăm noi să luăm minunea cu 279% puiet pe toamnă, domnule. Ce dracu. Deci nu, am văzut faze din astea unde cumpăr băieții iluzii ceva de groază. Mane Andrei, nu vă supărați că... Da, hai, zi Gabriel. Nu, anul ăsta tot așa pe august era cineva care vrea să vândă o remorcă, era mai mulți apicultori adunați acolo adânsă, ne-am întâlnit să ne întâlnim și tot așa discuții, na, cum a fost anul, ce ai făcut, și am zis, e mare brânză, n-am făcut anul ăsta. Că am avut ploi, că n-o trebuit, la polenizare, că la polenizare și-au mai făcut ele ceva rezerve, am mai scos ceva miere, dar... sub 20 de kg pe stup, adică un an dezastros, n-am să spunem, nici măcar sub bine 20 de kg. Și altul lângă mine tot așa, băi, da, tu cum ai făcut? Băi, am mers nu știu unde și am făcut așa, am mers nu știu unde și am făcut așa, ăla care vindea camionul și remorca, care vrea să-l vândă. Bă, și toți așa, și toată bine așa, cumva, băi, da, ce cauți pe aici, băi, ăsta e profesionist, știi? Dar unul nu-și pune întrebarea, băi, dacă e atât de bine și ai făcut 10 de kg acolo, 10 de kg acolo, ce dracu renunța pe cultură și vinzi camionul? Deci nici măcar nu era sezon, era în august, era venise eu acasă din pastoral, vai de capul lui cum era așa. Da, acolo am făcut, am mers, nu știu ce. Cam asta e povestea. Dacă îi spui prostului, domnule, e afacere garantată. Eu am avut experiența la mine în sat, fratele cuiva care e apicultor, nu de treabă de altfel. O mers prin Italia, o lucrat, o prin o lucrat în construcții și o venit și o cumpărat camion, dar e certat cu fratele. Și a cumpărat camion, remorcă, tot așa frumos, s-a apucat de apicultură. În primul an nu a făcut mare brânză și a abandonat camionul pe un lot, era cu lucernă așa. O stat camionul vreo 3 ani zile acolo, vreo 2 ani zile mai ieșeau albini din când în când. Și a abandonat, dar nu să vină și să-i trateze albini după ce a plecat înapoi în Italia sau așa. Și a stat acolo albinuțe, dar tot mai puțini erau, mă rog. Și cam asta e chestia cu visătorii ăștia. Ei vin frumos și sună frumos, lucrez câteva luni, fac miliarde, 20 de lei kila de miere, nu știu câte tone fac, așa am văzut la nu știu care. Apare și specialiste pe internet că nu a făcut în viața lui o matcă, dar spune ce bine și ce rău. Este genul ăsta, dar mă rog, e un mod. Acum aș, cum spunea domnul Andrei,